Băi, chiar sfârie, pe bune, merge! Salutare! Eu sunt Bogdan și astăzi o să gătim împreună, o să ne jucăm puțin de-a bucătăria. O să gătim cu ăsta, cu feonul de călcat, cu fierul de călcat. O să gătim cu fierul de călcat astăzi, pentru prima dată. Am văzut pe internet niște chestii foarte interesante, niște life hack-uri, cum se numesc life hack-uri, la un băiat și am să vă las și canalul lui în descriere. Se numește Cristian Țigănaș, face niște chestii foarte interesante. Și am să încerc și eu astăzi câteva din life hack-urile pe care el le-a încercat, doar că am să folosesc feonul de călcat. Ce tot am cu feonul de călcat? Fierul de călcat ca să fac mâncare. Adică ce vreau să fac? Am să încerc să-mi fac un sandwich și să-mi prăjesc un ou. Deci putem spune că luăm micul dejun cu ajutorul fierului de călcat. Pentru cei care nu au o cratiță sau ceva, o să încercăm să vedem dacă aceste life hack-uri sunt posibile. Pentru că am văzut că la el sunt posibile, deci trebuie să meargă și mie. Așa că acum o să încercăm să ne facem un sandwich cu ajutorul fierului de călcat, niște folie de trasă de aluminiu și ingredientele pentru sandwich. Am să pun niște salam, eu le-am pregătit aici, am tăiat deja, am să pun așa puțin de salam, puțin o brânzică, niște brânzică de capră, cred, nu știu, habar n-am de care brânză e asta, și asta e Florin salam, l-am tăiat aici așa, am să-l mănânc, și niște puțin muștar pentru gust, dacă, doar că nu mi-am mai luat lingurița, am uitat să-mi aduc de la bucătărie lingurița, așa că am să pun puțin cu degetul, nu e nicio problemă, m-am spălat pe mâini, doar eu mănânc. Muștar de tecuci, aici, cel mai bun muștar din toată țara. Și punem și cea de-a doua pâine, felie de pâine. Am împachetat bine sandwich-ul acum și am să iau apa, sper că s-a încins chestia asta. Iar acum o să vedem dacă s-a încins chestia asta. Da, se vede, nu? E încins. Iau, ce vă face? Îl pun aici. Și acum, din ce am văzut, trebuie să-l pun 20 de secunde pe o parte, 20 pe alta sau 30, depinde de puterea fierului de călcat, să zic. Deci 20 de secunde am să-l pun. Mă uit acolo la ceas. Sper să se facă. Chiar mi s-a făcut și foame. 20 de secunde și acum îl întorc pe partea cealaltă și îl mai las tot 20 de secunde, așa. Băi, eu sper să meargă. Lui am văzut că i-a mers. Dacă merge, mai încerc chestii de astea. Și dacă vă place, apăsați butonul de like pentru a mai încerca life hack-uri. Gata, 20 de secunde. Stai să-l scot din priză. Îl scot din priză. Și miroase, parcă miroase la asta. Uite, pe partea asta e mai bine prăjit. E puțin prăjit. Arată destul de ok. Doar că brânza asta s-a muiat, dar nu foarte tare. Am fost o brânză destul de tare, nu prea era moale, nu era cașcaval, era altceva. Deci, pe partea asta e puțin crocant, să zic, iar pe partea asta nu prea e atât de crocant, cred că am pus prea mult ciolofan, s-a tasat prea nașpa. Iar acum, hai să vedem dacă are gust măcar de prăjeală. E cald, deci chiar e cald și nu știu dacă se vede, dar puțin e prăjit pe aici, s-a negrit. Da, e cald. Brânza e puțin topită, salamul e foarte puțin călduț, dar e bun. Chiar e bun. Puteți să încercați și voi acasă. Foarte mișto. Acum să încerc altceva. Să-mi fac un ou prăjit tot pe fierul de călcat. Era să spun iar feonul de călcat, nu știu de ce. Am să poziționez fierul de călcat într-o oală sau într-o cratiță sau în ce aveți voi. Trebuie să fie destul de stabilă și dreaptă, cam așa. O să-l pun. Mersi, mi-a adus ulei Florentin. Mamă, dar câta ulei mi-a adus? Băi, ce bun. Mi-a adus ulei. Reclamă la Ulvex. Ulei de masă, de mâncat. Trebuia să mă uităm, mi-a adus ulei de mașină. Bag fierul de călcat în priză. Și e pornit, da, e pornit. Și las puțin să se încingă. Și pun la fel folia de aluminiu. Am pus să se încingă puțin folia asta.
trebuie să aveți foarte mare grijă să nu vă ardeți, să nu vă pârliți la degețele. Și acum am să pun și o picătură de ulei, nu foarte mult, foarte, foarte puțin ulei trebuie. Atât. Foarte puțin ulei, e puțin strâm într-adevăr. Trebuie să-l îndrept cam așa. Iar acum am să sparg ouul și punem ouul. Hai mă. Da, cam așa. Și acum o să-l lăsăm, deja văd cum se încinge, deci se face, sfârie. Băi, chiar sfârie, pe bune, merge. E puțin strâmb ăsta. E puțin strâmb. Cam așa. Da. Nu știu dacă se vede exact, dar sfârie ou, se aude cum sfârie. Și chiar se albește, se face. Bine, aici durează puțin mai mult. Vă dați seama, nici în tigaie nu se prăjește foarte repede. Să dureze vreo 2, 3, 4, 5 minute. Ouul cred că este aproape gata. Da, e destul de tare, tare, moale. Adică este ca un ou făcut, înțelegeți voi? Gălbenușul ar trebui puțin mai mult să se facă. Da. Ia să încerc să iau o bucățică. Să văd dacă are gust de ou făcut sau nu. Să nu mă fric. Frige! Mă, dar miroase bine. Bă, e bun. Și chiar miroase ou făcut, ou prăjit. Dar chiar miroase bine. E bun. Gălbenușul ar trebui puțin mai mult să las. L-am lăsat în jur de 4-5 minute. Dar am dat puțin în speed. Da. Băi, merge și life hack-ul ăsta. Deci pot să zic, acum nu cred că am să-l mănânc sincer, pentru că nu e prea făcut aici la gălbenuș. Trebuia să pun mai mult ulei și probabil să-l las mai mult timp. Dar în proporție de 70% funcționează și chestia asta. E foarte interesant. La fel ca și primul. Deci chiar mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Uite că astăzi am învățat două chestii noi, adică pot să folosesc fier de călcat în cazul în care nu ai mâncare sau nu ai cum să-ți faci mâncarea, dar asta rar s-a întâmplat. Dar e o chestie foarte interesantă și un experiment pe care îl puteți face și voi. Dacă vreți mai multe experimente de acest gen, o să vă las în descriere și pe eu ăsta aici, canalul lui Cristian Țigănaș. Este un băiat super tare care face o grămadă de chestii de life hack-uri, este foarte, foarte multe. Astea sunt doar două dintre exemple pe care le-am văzut la el pe canal, foarte, foarte multe, așa că vă puteți duce aici și vă abonați la el acolo pentru că merită. Adică chestiile astea chiar sunt foarte interesante, măcar este ceva din care poți să înveți, nu este ceva rău. Așa că puteți să încercați, dar să aveți mare grijă. Mare grijă cu asta să nu vă frigeți. Așa că dacă v-a plăcut acest episod încă o dată, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă nu ați fost abonați și eu am să mai încerc și chestiile astea pentru că chiar mi s-au părut interesante. Și noi ne vedem data viitoare, așa că numai bine!